și mizez pe faptul că mâine o să fie bine? Nu cred că o să fie bine. Nu cred. Nu? Nu. De ce? Cred că mergem așa. De ce? Eu tot timpul, după, nu știu, în ultimele zile am fost, cred că, prima și încercam tot timpul să merg în casa băieților, să stau cu ele, să vorbesc cu ele, să îndrept într-un anumit fel lucrurile. Nu cred că din partea lui vin prea multe și e normal ca și eu să ajung la un moment de saturație. Să zic, nu știu, nici eu nu mă simt bine astăzi, dar totuși am încercat să am energie, putere și să merg și să fiu așa într-un vibe diferit. Dar cred că tot timpul eu îl înțeleg, înțeleg foarte multe lucruri și eu niciodată nu sunt înțeleasă în partea lui. Deci pe tine ce te deranjează mai exact? Că nu face nimic în sensul ăsta? A căzut toată vina, să spunem, asupra mea. Ok. Dar, nu știu, mi-aș dori să văd și dorință în el. Și cred că este lucrul care îmi lipsește. Păi este dezamăgire deocamdată. Da, dar nu știu exact. Adică este rândul tău să lupți și el să vadă din partea ta ceva. Nu știu, poate astăzi nu m-am trezit cu energie întocmai pozitiv. Dar nici nu trebuie să te facă să renunți. Da, asta așa este, dar... Nu știu acum cum să fac ca situația să fie mai bine. Și ceea ce am vorbit, nu știu, mă întreabă de sentimente, eu încă sunt foarte închisă. Asta nu înseamnă că nu le am și îmi pare rău să creadă el lucrul ăsta. Pur și simplu... Este foarte greu să mă exteriorizez. Și cred că nici aici, pe conexiune, nu mă simt comodă cu persoanele din jur să fac lucrul ăsta. Nu vreau ca după să fiu atacată și să se spună că am făcut chestia asta doar pentru că am fost întrebată și așa mai departe. M-am săturat să văd atâta răutate aici, în online și în toate părțile. Bă, să fie într-un ceas bun. Am dat bine. Să am noroc de el. Ia la casă. Stai. Nu cu mâna. Lasă-mă. Ia vezi la televizor, Laur. Laur. Lasă că le strâng eu. Vezi că n-a fost cu noroc paharul spart. Mai știi? Și sincer, nici nu știu. Nu știu cum să fiu, cum să reacționez. Să fiu Să fiu eu, da, asta încerc, dar când sunt așa, știu că... Nu sufăr doar eu și nu aș vrea ca din cauza lucrurilor pe care eu le aleg să le fac așa cum le simt eu, să sufere și alte persoane în jurul meu. Nu vreau asta și nu mă simt cu energie pur și simplu. Dar ai încercat să nu bagi în seamă toate aceste răutăți? Da, dar ajunge un moment în care dacă în fiecare zi este același lucru, chiar dacă nu vreau să bag în seamă, ele vin singure. Dar probabil este o zi mai sensibilă și atât. Nu știu. Ce simți pentru Laurențiu? Pus că eu îmi doream și îmi doresc, dar nu știu acum cum stau lucrurile, dacă o să fie. Să mă vedeam cu el în ce afară. Ce simți pentru el, Lorena? Asta e problema mea. Nu pot să spun că e vorba de iubire. Asta e clar. Dar... De la primul nostru date, eu am simțit că stăteam așa pe un rișor și simțeam lucruri frumoase pe care nu le-am mai simțit de mult. Dar mi-a fost frică ca totul să nu fie pur și simplu, nu știu, ceva care să nu meargă mai departe. Și nu am vrut să exteriorizez lucrurile astea. Pentru că ți-e frică. Ți-e frică de el? Ți-e frică de oamenii din jurul tău? Ți-e frică de cine ți-e frică? Ce simți și ți-e frică să spui? Mi-e frică. Eu știu că atunci când mă îndrăgostesc, știu că dau foarte mult. Și de multe ori din cauza asta am avut foarte multe de pierdut. M-am pierdut pe mine însă și nu vreau să se mai întâmple asta. Sau să rămân eu cu sentimentele mele și atât. Și deci, crezi că dacă nu spui, nu mai simți? Nu. Cred că mai mult. Adică dacă tu simți, simți oricum. Dacă o să-i spui și lui... Nu cred, mă, că simte, nu zic sincer. Ce? Nu cred sincer că simte. Mi-e și
Ai urea să mai întreb ce simte, că văd ce ori nu simte, ori e foarte greu să vorbească. Mi-e și... Mi-e și târșă să mai întreb ce simte, frate. Crede-mă. Că simt acum că și dacă mi-ar spune ceva, e pentru că pune o presiune. Îți zic sincer. Nu știu ce să cred. Felul în care vorbea despre tine, felul în care vorbește despre tine, fără să-și dea seama, fără să-și programeze asta, pur și simplu vin de la sine. Asta spune multe. Adică el nu se teme să facă asta. Și uite-te la el, că este dita mai om. Eu l-am simțit foarte rece în ultimul timp și... Pentru? Știu, știu. Și mi este greu să insist. Pentru că nu vreau să se simt... Adică, nu știu, problema cred că e mai mult că mă pun în locul lui, ce-ar fi dacă sau cum s-ar simți și... E pe cuvântul meu, dacă ai insistat vreodată ca să poți să zici că e frică să insiste. Nu cred că în totalitate. Și atunci? Eu te înțeleg. Tu ține-te tu ține-te de promisiune, tu ține-te de scopul tău, tu ține-te de ceea ce vrei tu să faci. Demonstrează. Dacă rămâne la fel de rece și după ce îi demonstrezi, atunci da, poți să-ți ridici semne de întrebare și să te consumi. Dar în acest moment el este așa pentru că tu nu i-ai demonstrat lui în totalitate ce i-ai promis că o să-i demonstrezi. Ba din contră. Da. Știu. Nu știu, azi nu mi-a plăcut. Am fost în casa băieților, când am ajuns eu acolo, el nu era. Și când a intrat în casă, nici măcar nu s-a uitat la mine, nici măcar nu m-a salutat și tot eu a trebuit, nu știu, m-am simțit neglijată sau... Până acum nu a făcut niciodată lucrurile astea. Sunt mure dacă crederea în jurile astea, frate, că am intrat și normal că glumă, că doar ne-am văzut, Caterin, auzeam de afară și ea știe Caterinca mea și după aceea m-am întors, zic, vină tu cu acimuță și aduce acum asta în discuție. Știu că ai făcut la mișto așa, dar acum îl dă scoate ca să fii un... Dar și mie mi s-a părut Caterinca aia. Dar cum mă, de-aia știe Caterinca mea, mă, ce mă disperă pagile astea? Bă, acum poate i s-a părut ei, cumva, da. Am vrut să fie totul bine și chiar weekendul acesta a fost, nu știu, singurul în care chiar, deci am simțit că nu aveam nevoie să fie lângă mine. Să fie fizic. Mi-a fost foarte dor de el și până acum era în capul meu un... Mă gândeam la el, dar nu am simțit așa cum am simțit acum. Și chiar vreau să vin cu o energie bună, să demonstrez, să fiu mai pozitivă mai departe, dar nu știu ce s-a întâmplat. Hai să facem conexiune. Bună ziua! Sărbună! Bună ziua! Ce mai faceți? Bine! Nu face nimic. Nimic? Ascultăm și noi. Da, dar vi s-a dat conexiune când vorbea Lorena, n-ai prins-o pe Mihaela. Eu n-am vorbit. Adică am vorbit puțin, dar n-am vorbit despre... Oricum n-aveai cum să auzi, pentru că nici voce nu mai are. Azi că nu mai are nimic. Și nici voce nu mai are. Ia zi Mihaela ceva, numără până la 10 să te auzim și noi. 20, 20. Are voce, gata, și-a revenit. Ești supărat, Radu? Să zicem. Hai, lasă. De ce? Pe aici, pe acolo. De comportamentul Cristinei, doamna Andreea, ceea ce ne privește pe noi doi. Atât. Ok, am înțeles. Ce a făcut? Nu știu, doamna Andreea, sunt două luni de zile de când noi doi suntem în această cunoaștere. Ce repede ați trecut de la o lună la două. Păi a trecut timp de când am vorbit ultima dată. Asta e. Două luni, aproximativ, să zic așa, cu aproximație, de când noi doi am intrat în cunoaștere pentru această reîmpăcare. Și cred că, cumva, din partea ei, doamna Andreea, nu simt că ar dori să evoluăm, să mergem într-o direcție împreună și chestia asta pe mine mă deranjează foarte, foarte tare. Când merg lângă ea și nu mai am brațe și nu știu, nu vine din propria inițiativă anumite lucruri... Tu l-ai luat în brațe? Nu te-a luat în brațe? Păi când îi zic eu, hai, mă ieși pe mine în brațe? Hai, mă pup și pe mine. Cum, n-am venit după flori? Hai, vii lângă mine, trebuie să stau să îi le zic înainte. N-am venit după flori și te-am luat, pe Cristina, că ți le cer eu. Dar nu e supărat că nu ți-a luat cadou. Se poate fără o glumă. Ce cadou vrei? Ce cadou vrei? Așelate. În gală, doamna Andreea, la un moment dat Cristina mi-a arătat brățara ei cu pandantive la mână și mi-a spus să iau, să-i cumpăr pandantive pentru brățară. Astăzi, spunându-i că mâine este Sfântă Mărie, dar Sfântă Mărie mică și aia nu se sărbătorește,
mi-a zis și că păi nu mai la pandantivele, că vine ziua mea, gen. Materialistă. Ce am zis, Cristina, nu ți-am luat, dar gen ți-am luat flori. Că nu se sărbătorește. Și nu. Și l-am dat, i-am zis, păi dar tu aștepți doar din partea mea, adică că ești bărbat. Păi tocmai, băi, n-am zis neapărat să-mi cumperi ceva, că nu vreau să-mi cumperi nimic, dar să văd de la tine ceva, cum că-ți dorești să mergem înainte, într-o direcție. Nici nu stai să discutăm despre subiectul ăsta, niciodată, tot timpul te enervezi, te supești, te deranjează când te întreb ceva. Și tot timpul schimb subiectul, mă gâdin, mă iei, vorbim, dar... Dar de ce ai fi vrut tu cadou de la ea, că nu... Dar nu cadou. E vreo cadou. Specială? E sărbătoare. Și? E numele Auzi, lui, Marian. Dar și duminica trebuie, cum îți liberă de la... N-am zis neapărat cadou. Păi dar... ceva, să văd că vine de la ea, o foaie, un pix, o măr, o... Ai zis că nu-i bun pix ceva. Pe care ți l-am dat așa agenda. Poftim? Păi n-ai zis tu că nu se sărbătorește? Da. Nu, mâine, în general, mă refer, în mod general. Și ce treabă ai tu cu Sfântă Mărie? Dar cine-i Mărie? Pentru că o dată, nu pentru mâine.